Bună, dragilor! Astăzi vă invit la o cafea. La o cafea Bumblebee sau cafea Bondar. Vedeți cât de simplu se prepară. Să vă arăt cum pregătim acest sirop. Zahărul l-am pus un pic la caramelizat. N-al caramelizăm de tot, de tot. Și acum adăugăm o spumă. Se pregătește această cafea din gheață, exact acum. Siropul, care deja v-am arătat cum se face, întâi se toarnă siropul, venim apoi cu sucul de portocale, mai adaug niște gheață, că am pus eu cam puțină. Cafea puteți găti ce fel de cafea vă place, cafea expres, cafea la ibric, Nes, pe care vă place dumneavoastră. Așa, și în felul acesta am creat cafeaua Bondar. Eu am gătit-o pentru bondăroiul meu. Da? Cafea dimineață îmi servesc așa cum poftai. Ați văzut cât de simplu se prepară? Este o cafea foarte gustoasă, perfectă, o cafea de vară, exact. Și i-aș zice așa, într-un stil mai mediteranean. Eu vă doresc cu drag să gătiți această cafea, să nu ziceți că Stella gătește doar mâncare, mai fac și cafele.